Iată că după 10 ediții de succes în România, cel mai mare forum de afaceri europene din țara vecină a trecut prutul și a ajuns și în țara noastră. Ce înseamnă acest lucru pentru Republica Moldova? Bună ziua și mersi de întrebare. Cred că, în primul rând, pentru noi înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Facem ceea ce trebuie ca să ne apropiem de Uniunea Europeană. Doi, pe lângă faptul că vorbim noi între noi cu autoritățile și aici în Chișinău, ieșim și în afara Chișinăului. Asta cred că este cel mai important, unde mergem să le povestim cetățenilor despre lucrurile bune la care am lucrat pe parcursul ultimului an și jumătate de când suntem țară cu statut de candidat UE, dar în același timp să auzim și pe ei, să auzim și să ascultăm întrebările și provocările cu care se confruntă la nivel local pentru a le lua și a le transforma în politici la nivel național care să ne ajute să ne integrăm și mai repede. Referindu-ne la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, care sunt principalele realizări ale Republicii Moldova în domeniul integrării europene din ultimul an, de la obținerea statutului de țară candidată la aderare, și cum influențează aceste realizări parcursul său general spre integrarea europeană? Deci în ultimul un an și jumătate, de când Republica Moldova a primit statut de țară candidat, noi la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene am fost puși în situația să ne gândim, să ne organizăm exact în acest nou context. Pentru că acest statut de candidat, care a venit și cu un set de 9 recomandări, implică un nou mod de activitate, de acțiune și inclusiv alte activități. De ce am făcut noi? Am lucrat împreună cu guvernul, cu toate ministerele și cu toate agențiile din țară pentru a crea 35 de grupuri de lucru care să reflecte exact logica acquis-ului comunitar, 33 de capitole de negociere și două criterii, unul criteriu politic și unul criteriu economic, după care ne-am organizat munca. În același timp, am avut de implementat un set de acțiune de reformă care au fost identificate de Uniunea Europeană. Un set din cele 9 recomandări despre care v-am menționat, dar și un alt set, un aproximativ 100 de acțiuni care au rezultat din evaluarea Comisiei Europene a situației din Republica Moldova și care au apărut într-un raport analitic publicat în acest an, în luna februarie. Respectiv, modul nostru de operare s-a extins de la doar ceea ce face Ministerul de Externe la un rol de coordonare a acestor eforturi la nivel de țară, la nivel de guvern. În acest proces am conlucrat foarte intens și cu președinția Republicii Moldova, doamna președinte care conduce Comisia Națională de Integrare Europeană, și acolo s-a vorbit, s-a discutat și s-au elaborat planuri de acțiuni pentru a răspunde celor 9 recomandări expuse de Comisie în momentul în care ni s-a oferit statutul de candidat. În același timp, sunt sigură că v-ați confruntat și cu anumite provocări, dacă puteți să ne povestiți care au fost acestea. Cea mai mare provocare este partea cu resursele umane, pentru că și noi am fost puși în situația de a angaja mai multă lume la Ministerul de Externe, deci în momentul când a început această intensificare a eforturilor de integrare europeană, noi la Ministerul de Externe, în departamentul, în direcția integrare europeană, aveam cam vreo 8-9 oameni.
Acum, practic, ne-am dublat echipa, însă oricum suntem mai puțin de 20 de oameni, iar efortul de muncă a crescut considerabil. Exact același lucru s-a simțit și în restul instituțiilor, pentru că în procesul de creare a acestor 35 de grupuri de lucru am cooptat lume din toate instituțiile guvernamentale, independente și cele supuse cabinetului de miniștri, și avem peste 1000 de membri în aceste grupuri de lucru, care adesea tot ce ține de UE o fac fie după programul lor de muncă, fie în weekend. Deci asta este provocarea numărul 1. Și pe lângă asta, să nu uităm că în UE sunt aproximativ, deci acheul comunitar conține aproximativ 27.000 de acte legislative de diferite formă, deci asta încă mai urmează, asta abia este început. Doamna Deucă, va fi gata Republica Moldova de aderare până în 2030? Asta este unica soluție. Da. Mulțumesc!